Bună ziua și bine v-am găsit la Edotech. Astăzi vreau să vă prezint un nou model de tetieră, o tetieră cu ecran de 10 inch, se numește TravelMate 10. Are ecran de 10 inch cu rezoluție de 1024x600, butoane cu touch, este o variantă slim. Și are ca și intrări ieșire, are USB, SD, pentru filme, muzică, poze. Intrare video, ieșire de căști audio și alimentare la brichetă. Se poate instala și cu alimentare la sursa mașinii, dar acesta trebuie făcut într-un service autorizat pe electrică, pentru că se leagă la sursa alimentare a mașinii și să nu se facă rău nici mașinii, nici produsul, nici tetierei. Ok, haideți să vă prezint acum și sistemul de prindere. Avem aici un buton care permite culisarea mai sus sau mai jos, astfel încât tetiera, odată ce este instalată, poate să fie mai sată mai jos sau mai sus, în funcție de cum se dorește. Așa, odată ce se lasă, se blochează. Din capitolul la instalare, avem acest suport cu arc, care se introduce așa la tetieră, și tetiera se va prinde pe el. Haideți să vă arătăm exact cum. Mai avem un șurub, care în momentul în care se introduce tetiera, așa, are trei poziții de opritor, unde se blochează, ca să fie reglată în adâncime. Și punem asta aici, așa, și gata, montat. Este atât de simplu. Se conectează doar alimentatorul de la brichetă. În momentul de față vedeți că s-a pornit. Așa pornește. Ok, el vin și cu, după cum am zis, cu un cablaj pentru alimentare de la mașină și cu intrările și ieșirile audio-video, care pot fi făcute, de exemplu, la un DVD din față sau la o altă tetieră să se dea semnal video. Și mai are și o telecomandă pentru controlul tetierei. Ea poate fi controlată atât din butoanele aici, cât și de pe telecomandă. Are setări de limbă, modul de afișare, IR pentru căști cu infraroșu, FM pentru FM transmitter să meargă pe boxe de mașini, video output modul, formatul de video, backlight off dacă se oprească sau nu ecranul după un anumit timp, display effect, modul de afișare, setări video ale monitorului, informații despre produs și resetare la setările de fabrică. Ok, haideți să introducem un card SD. Așa. Acum îl încarcă. Ok, asta era ultima chestie care o văzusem. Haideți să-i dăm. Deci se poate, v-am zis, atât din butoanele de pe el, cât și din de pe telecomandă pot fi controlat. Ok, să mergem pe filme. Acestea sunt filmele care sunt pe, v-am zis, citește toate formatele, Full HD, MKV, MP4, MPEG, toate rezoluție. Din punctul ăsta de vedere este ideal, mai ales dacă descărcați de pe YouTube sau aveți alte surse, filmați cu camera, video sau orice tip de fișiere. Ok, imaginea este una foarte bună. Volumul. Cât și de aici.
Se poate face și fast forward de pe butoanele de volum. Așa. Cât și de aici se poate merge înapoi în meniul principal. Așa, după cum v-am zis, avem și muzică. Și foto pentru imagini. Acestea sunt funcțiile în mare. De aici se poate schimba sursa. Două intrări video sau, mă rog, înapoi la USB SD. Tot așa de aici merge meniul ca și acest buton. Să încarce USB-ul. Meniul după cum am arătat. Volum plus minus, piesa notare precesoare, fast forward, eject, mă rog, dar asta nu este pentru că nu avem două variantele cu DVD, stop, pauză și se poate și închide de aici. Astea sunt funcții, e un produs foarte bun, design elegant, finisaje de calitate, arată foarte bine pe mașină, sistemul prin este unul foarte durabil, foarte ușor, poate fi instalat cu ușurință de către oricine. Ați văzut, citește formate video de toate felurile, toate rezoluțiile, nu e nicio problemă. De pe SD card citește asemenea toate formatele video, audio, foto, are ieșire de căști, cât atât prin fir, cât și wireless prin infraroșu, poate transmite sunetul pe boxele mașinii prin FM transmitter. Calitatea ecranului este foarte bună, cu diferite poziții de ajustare. Este un produs de top la un preț foarte bun și vi-l recomandăm.